Duminica 10-a după Rusalii, a vindecării lunaticului, Evanghelia de la Matei, capitolul 17, versetele 14-23. În vremea aceea s-a apropiat de Iisus un om, căzându-i în genunchi și zicând: Doamne, miluiește pe fiul meu, că este lunatic și pătimește rău, căci adesea cade în foc și adesea în apă. Și l-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. Iar Iisus răspunzând a zis: O neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi pe voi? Aduceți-l la mine. Și Iisus l-a certat și demonul a ieșit din el și copilul s-a vindecat din ceasul acela. Atunci, apropiindu-se ucenicii de Iisus, i-au zis deoparte: De ce noi n-am putut să-l scoatem? Iar Iisus le-a răspuns: Pentru puțina voastră credință. Căci adevărat grăiesc vouă, dacă veți avea credință în voi cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia: mută-te de aici dincolo, și se va muta, și nimic nu va fi vouă cu neputință. Dar acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune și cu post. Pe când străbăteau Galileea, Iisus le-a spus: Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor și îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Iar ei s-au întristat foarte. Întoarcerea lui Iisus de pe muntele schimbării la față și întâlnirea cu mulțimea din Evanghelia citită ne aduce aminte de momentul în care Moise cobora de pe munte și îi vede pe izraeliți adorând un idol, vițelul de aur. Iisus îi găsește pe ucenici luptându-se cu tatăl idolilor, cu cel rău, recunoscându-se neputincioși în fața lui. Și acolo, și aici, avem de-a face cu o lipsă de credință. Moise distruge în fața poporului tablele legii, sau mai degrabă arată prin acest gest concret felul în care lipsa de credință distruge alianța cu Dumnezeu. Pe când Mântuitorul exclamă în fața mulțimii: O neam necredincios, până când voi fi cu voi? Avem în Evanghelia de astăzi o altă vindecare după cea a paraliticului, săvârșită nu pentru credința celui în cauză, ci prin mijlocirea celor ce se roagă pentru el. Chiar dacă această credință pare astăzi destul de fragilă. În Evanghelia lui Marcu, ce relatează același moment, găsim un imens semn de speranță pentru noi în această figură a tatălui, ce îi spune cu doar un dram de credință lui Iisus: Dacă poți, ajută-mă. Și este totuși ajutat. E într-adevăr o mare mângâiere pentru noi, fiindcă și rugăciunea noastră se înalță de multe ori în acest fel la ceruri, șovăitoare, firavă, ca o feștilă gata să se stingă. Iar Domnul, la fel ca în Evanghelia de astăzi, ne primește așa săraci în credință cum suntem. Miza credinței este imensă, fiindcă dacă suntem obișnuiți să credem și să acceptăm că toate sunt cu putință lui Dumnezeu, în Evanghelia de astăzi, Iisus pare să transfere în mâinile noastre o astfel de putere. Totul este cu putință celui ce crede. E ca și cum cel ce crede prin credință, deschizând larg porțile vieții lui Dumnezeu, are acces la puterea lui nemărginită. Și prin ele, cel atotputernic își revarsă belșugul de haruri. Sfinții sunt exemple concrete ale acestor cuvinte din Evanghelie. Răsfoind existența lor, răsfoim de fapt Evanghelia întrupată în viețile lor. Contemplăm fenomene ce sfidează legile firii ale științei, tocmai fiindcă prin credință au deschis cămara harurilor lui Dumnezeu. Iisus le spune ucenicilor: Dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați spune muntelui acestea să se ridice și să se arunce în mare și acesta va asculta. Despre ce munte este vorba? În mod evident, muntele de lângă ei, cel al schimbării la față, de pe care Mântuitorul tocmai a coborât. Muntele schimbării la față, adică locul în care experimentăm lumina și puterea divinității lui Iisus, singura capabilă să învingă răul, e la dispoziția noastră.
prin credință îl putem duce cu noi oriunde am fi. Să ne rugăm Maicii Sfinte să ne ajute ca pe urmele ei să edificăm un tezaur de credință din tot ceea ce Dumnezeu a făcut și face pentru noi. Inima noastră va deveni astfel un mic munte al schimbării la față, unde ne vom putea refugia pentru a contempla măreția și gloria Domnului, ori de câte ori luptele vieții noastre ne vor copleși.